Dacă ești om și urmărești acest video, felicitări! De asemenea, știu că dacă ești un om obișnuit ca toți ceilalți, atunci când vezi o persoană fericită, te întrebi: cum de eu nu sunt așa de fericit? Cum aș putea fi și eu așa fericit? Știu asta pentru că eu mă întrebam mereu asta. Până ce am descoperit un mic secret. Bine, nu e ca un secret, doar că toată lumea știe, dar nu-l pune în practică cum ar trebui. Și anume, ca în reclamele alea de la Coca-Cola, când spune: e mai bine să oferi decât să primești. Sună un pic clișeic, dar e adevărat. E adevărat pentru că dacă oferi, vei fi foarte fericit. Dacă oferi necondiționat. Și dacă nu poți oferi bani sau produse materiale pentru o cauză bună, oferi-ți timpul. Mă refer la voluntariat. Eu fac voluntariat de aproximativ 2 ani de zile și mi-ofer mereu timpul pentru o cauză bună. Și mă simt extraordinar, pentru că ofer fără să aștept ceva în schimb. Și este o chestie interesantă, pentru că atunci când ofer și nu aștept în schimb, se întâmplă niște lucruri extraordinare. În cadrul organizației Asiris, mi-am cunoscut foarte mulți prieteni, cei mai mulți prieteni am cunoscut acolo. Împreună cu ei am mers în 6 țări diferite în Uniunea Europeană, am călătorit prin România în diferite proiecte în cadrul organizației. Mi-am cunoscut și iubita acolo și tot e foarte bine. Și ar mai fi un lucru, anume, atunci când ies în orașul Târgu Frumos, știu că am contribuit la câteva din lucrurile care s-au întâmplat aici. Și anume, am recondiționat parcul Asiris, am pictat parcarea din spatele casei de culturi, bine, nu eu, dar câțiva prieteni ai mei. Și nu numai, de exemplu, piața a fost acoperită după ce un tânăr care participa la un proiect de-al nostru a venit cu ideea și a mers la primărie, am propus totul. În cadrul organizației am făcut și activități pentru copii la Casa de Cultură și Clubul Copiilor. Am încercat să integrăm minoritățile și a fost foarte frumos. Și acum suntem pe cale să punem în practică planuri mult mai mari și sunt foarte entuziasmat pentru asta.